Ultima zi în Vang Vieng. Dacă tot am stat câteva zile lângă acest templu și nu am intrat în ele, timpul să o facem acum. Wow. Marele Buddha. Ne așteaptă cu brațele deschise. Șarpele cu 9 capete. Wow, dar ce frumos e templu. Colorat. Dacă îi pun mâna pe burtă, o să ne aducă noroc. Dacă îi bagi mâna pe burtă, ți aduce noroc. Ce colorat e? Apă la discret. Un câine care doarme. Nu, acolo e pentru călugări. Călugări. Are și un suculeț. Pentru cine a trăit în anii 90, Bastosul. Era la putere, cu Asos. Bastos și Asos. Green curry cu bucăți de cocos. Am zis nici o zi fără green curry până plecăm. Azi e ultima zi. Am mai luat unul cu tofu. Penultima. Penultima. Și are bucăți de coconut. De obicei se pune lapte de cocos, dar pentru că nu avea, probabil, a pus bucăți de cocos. Piața localnicilor, unde poți găsi peștișori, banane, fructe. Ce vale? Am văzut pe cineva care mânca, dar nu știu ce sunt. Ca să vedem. Miros bine. Să ne luăm. What is the name of this? Name? Name? No, no. Abu sau sau. Pho băng là nà. Nu înțeles. Sau phan. Aha, nu înțeles. Phan và phan và phan. Ne-am luat niște McFan, așa se numesc, nu știu numele în engleză. Și uite ce descoperim, dovleacul desert care era în Cambodgia. Fructe și legume. Carne uscată. A, da. Carne uscată. Sabadei. Mamă, să vedem cum arată. McFan. McFan.
Deci nu știm cum se mănâncă, cu coajă, fără coajă. Fără coajă, îți dai seama. Fără coajă. Fără dinăuntru. Corcodușe. Da. Crezi? Să sperăm ca să duci. Amazing. Nu-mi dau seama, dar sunt foarte bun. Ca un fel de combinație mango, gust de mango, dar puțin mai acrișor, nu foarte dulce. Dita, mai punga cu un dolar. Macfanu. Mergem să vedem și ultima peșteră din tripul asiatic. Ca să poți să mergi la peștera din Van Vieng, una dintre ele, trebuie să plătești 5.000 trecerea podului, chiar dacă ești pe jos, cum suntem noi, fără mașină sau motocicletă, tot trebuie să plătești 5.000 de persoane. Practic asta este taxa de pod, din cauza că podul ăsta vechi a căzut și au improvizat ei unul din bambus. Un loc bun chiar de făcut baie. Oh, da. Putem să dai până la 4 jumate peștera. Deci hai în peștera, după aia. Pe Google Map apărea podul. Reactualizat. Lacă-te să nu intri cu motocicleta. Tare. Ca să nu se mai rupă. Vei la pontonașul ăsta. Cât de mișto că este curat locul, fără gunoaie. Un loc de făcut baie. Un Buddha.
peșteră cu un Buddha. Ofrande. Cineva a lăsat cadou. Asta e. Mantia. Mantia. Wow, ce calme, nu? Colorate. Să intrăm la peșteră. 15.000. Nu te lau, to bring food. Bagă-le în geantă. Or fi mai mult ce pot. Wow. Poți să-l lași la femeia asta aici, la intrare, ca să nu... Tu fi ieșirată pe aici? Da. Avem ceva de urcat. Exit-ul e pe acolo. Wow, ce copac! E peste. Am ajuns în vârf, un viu cu tot Van Viengul, și vom intra în peștera Jiang sau ceva de genul ăsta. Welcome to Van Vien Resort. Hello. Nu vorbești? Nu vorbește? Fără țigări? Fără țigări? Și fără dase electronice. Da. 400.000 amendă. Niște bănuți acolo pentru... Oh, oh, nice! Au niște peșteri foarte frumoase în Laos. Wow, ce aer! Air condition! AC! Nu uite să vezi cum se simte aerul. Wow, cât de bine poate fi. Natural AC. Wow, ce bine. Wow, ce frumusețe. Mai mare ca aia de aici. Ca peștera angelilor. Da. Asta e mult mai bine luminat. Balconul imperial. Un mic templu. Să stă pe preș la rugăciune. Aici diferite ofrande de apă, banane. Om
și balconul prezidențial. E voilà. Da. E voilà. Rozeci. Balconul din peșteră, ce e interesant. Umbada bada iana. Umbada bada iana. Aruncă lumea cu bani aici. Ce zici? Aruncă lumea cu bani. Cu ce? Aruncă lumea cu bani. L-au putrezit. Wow, ce aer aici! Cât de bine e, nu? Până aici ai? Până aici ai? Da. Bă, cât de săraci. Se mai continuă. Danger. Ea se mai continuă, dar...
alt balcon. Că e frumos. Ieșim din resort. Ah, ce resort. Îmi dau afară. Îmi dau afară. S-a închis. Urcă-te, pot să... Eu mă urcam undeva. Mulțumim pentru această minunată experiență în Laos. Să aprindem și un bățișor, dacă tu sunt poste. Și să-l punem acolo. Un bețișor în cinstea tuturor urmăritorilor noștri. Mulțumim că sunteți aici aproape pe canal. Și stați aproape pentru noi. Aventuri. Aventuri. Urmează. Hop. Flor de iasomie. În oraș. Și aici. Chestii, dar nu scrie nimic în engleză. Și cred că am văzut copacul de dragon fruit. Unde? Uite! A, da. Poate să fie. Ăsta-i. Nu? Sau nu? Nu, e o floare. E o floare, da. Un fel de lotus. Hai la o baie! Hai! E timpul de făcut baie! Cineva și-a aruncat masca. În Asia este încă la modă masca, oricum masca era înainte de COVID. Aici din cauza că e foarte mult praf. E foarte mult poluare și e foarte mult praf. Atunci când se conduce. Hai pe baie! Hai pe baie! Apa nu e chiar așa de rece și e super curată. Din capăt curge apa, din capătul acestui tunel unde merge Marius acum. Fix azi am uitat să luăm aparatul, carcasa subacvatică, să ne băgăm cu ea aici. Wow, e spectacol apa asta. Îmi faci, le-am intrat pe gunoaie. Ce tare e la masa asta, de desubt, de ținut, gunoiul. Mamă. Băi, plecați de aici. Plecați de aici. Ca să le punem asta. Un loc de stat la chill out pe Riverside. Chiar și cu băncuțe.
Bună idee să faci boncuț așa și în față cu alt lemn, ca să poți să mănânci. Ia uite rogojina. Da, da. Da, e. Da, hai pe fructe. Mini mango. Mini mango. Mango, nu? Spune să mâncăm cu așa acum. S-au înturat aici la cojile de la fructe. Și sunt buni. Și sunt buni, mănâncă tot. Cop ceai la live. Un fel de mulțumesc cu. Mulțumim frumos, Claus. Cop ceai la live. Ce colume au crescut? Coboară mai în față. Ce-or fi? Asta nu-i copt încă. Nu prea cred că sunt comestibile. Nu prea cred. Nu le-am văzut părinte. Cel mai ieftin red curry, 30.000. 1 euro 40. Are calumea de vin. Într-o vlecel. Brocoli, conopidă, morcovi.